Bună, în clipul de față discut câteva lucruri pe care le-am semnalat în audit și vreau să le detaliez. Aveți aici o rubrică numită cele mai bune prețuri. Am o problemă cu chestia asta pentru că nu poți ca magazin online să spui că ai cel mai bun preț din România. Sunt foarte multe magazine online și ca să faci afirmația că tu ai cel mai bun preț, trebuie să știi exact care sunt prețurile pentru toate celelalte magazine care oferă acest produs. Încă ceva, aveți foarte multe produse. E imposibil să afli același preț probabil și la 2-3 magazine, dar îmi la toate magazinele care vând cărți online din România. Și atunci nu ai cum să știi că voi oferiți cele mai bune prețuri. Și nu numai la magazine online, ci ar trebui să faceți și la magazinele reale, la librării. Să știți că voi că o carte de la voi din site are cel mai mic preț și la magazinele online, și la librăriile din România. Și nu există așa ceva. Cei de la Altex au cel mai mic preț garantat, dacă nu returnăm de 20, de două ori diferența. Dacă citești cu atenție concluziile lor, cerințele lor, dacă le citești mai atent termenii și condițiile, o să vezi că au atâtea de multe clauze și observații că e o ofertă de fapt care nu e tentantă, are tot felul de clauze, nu e așa de simplu să profiți de ea. Și dacă ajungi să profiți de ea, faptul că unul din 10 clienți, dar nu cred că e unul din 100, se obosește să afle care e prețul mai mic și după aia, după ce a găsit un preț mai mic, nu comandă de la magazinul acela, comandă de la Altex și se duce și cere. Și prețul, diferența respectivă de două ori e ceva mic, adică nu e ceva semnificativ. Și Altex își poate permite pentru promovarea lor să zică, uite, am îți oferim de două ori diferența toate produsele, în ideea în care oamenii nu o să se ducă să verifice și dacă se duc să verifice o să fie așa de puțini, că în ansamblu o să iasă profit. Da. Așa că chestia asta e neadevărată. Bun, folosiți fonturi mici. Eu, dacă intru pe site-ul apple.com, așa au și ei, au fonturi mici pe aici, au din câteva fonturi care sunt foarte mari și foarte frumoase și în partea de jos iar fonturi mici și te duci și hai să alegem un Mac. Și uite aici au fonturi mici, aici unde e frumos totul sunt fonturile mari și plăcute și nu știu ce. Și faci scroll și pe aici sunt mai mititele, aici sunt mai mititele. Și aici jos am ajuns iar la fonturi foarte mici. Dar ei fac asta pentru că au un design foarte plăcut și uite ce spații albe lasă și le pasă de design foarte mult și să fie frumos. Dar nu vă recomand să faceți asta, vă recomand să scrieți cu fonturi mari. Chiar dacă audiența voastră în general nu o să aibă probleme, o să fie probabil și persoane mai în vârstă care intră pe site sau care au probleme cu ochii. Și dacă dau zoom așa, nu se vede foarte bine cu toate astea. Și dacă dau mai mult, iarăși site-ul vostru se vede bine pe mobil, dar nu este 100% responsiv. Adică eu dacă modific dimensiunile ferestrei curente, nu mi se vede foarte bine. Și atunci v-aș recomanda să scrieți cu fonturi mai mari, chiar mult mai mari. Vă recomand mai mari decât restul magazinului din piață. Bun. Aveți problema asta, deși voi aveți aici categorii și subcategorii, dacă eu mă duc la edituri și aleg curtea veche, aleg polirom. Adineori nu mi-a apărut. Nu știu ce am văzut, dar nu mă văzusem asta. Hai să mă duc la autori. Să aleg un autor care să aibă mai multe cărți. Bun. Și aici. Ar fi fost bine și aici să aveți gruparea de categorii. Deci sunt mai multe listing-uri din site în care, uite, la lichidări de stoc. Aici aveți edituri, autori și prețuri, dar nu aveți tipul cărților și aveți 21 de produse. Și mă duc la cărți sub 10 lei, aici aveți 1600 de produse. M-ar ajuta foarte mult să pot filtra după categorii și subcategorii. Bun. Pentru orice listing din site, orice filtrare pe care o fac, asta e una din ele, dar pot să aleg curtea veche și să pot să aleg un anumit autor și pot să aleg o gamă de preț sau nu știu ce. Ar trebui să aveți în partea de jos, eu vă recomand așa, o funcție. Abonați-vă prin e-mail la chestia asta sau prin RSS. Dacă faceți prin RSS, puteți da și un link tutorial cum să faceți vizitatorii
să se aboneze și prin e-mail la site-ul vostru. Bun, și v-ar ajuta să aveți o funcție de genul acesta. Pentru materialele pe care le aveți voi în partea de jos, cum cumpăr, cum plătesc și altele similare, puteți să faceți un screencast de genul celuia pe care îl fac eu acum. Adică să lăsați vizitatorii să vadă cum se cumpără, să faceți un clip video în care să arătați cum se cumpără. Bun, aveți următoarea problemă. Deschid asta. Și vreau să deschid mai multe categorii. Hai să deschid mai multe taburi. Le las să se încarce. Și nu mi încarcă prețurile din dreapta. Dacă deschid orice link, dacă deschid link-ul așa, mi-l încarcă. Dacă deschid link-ul, uitați, aici se încarcă. L-am deschis într-un tab nou. Acum nu mai încarcă. Deci aveți problema asta. Dacă fac click pe rotiță sau click dreapta Open Link in New Tab și las să se încarce, când mă duc aici nu se încarcă. Se întâmplă asta pe Google Chrome. Bun. Vă recomand să apelați la alte site-uri pentru review-uri. Aveți multe, nu multe, suficient de multe cărți care au fost fie traduse din limba engleză, fie sunt în limba engleză și pentru acelea puneți link-uri către site-uri care au scris review-uri. Sunt multe site-uri care fac review-uri și Amazon. Și am dat în audio mai multe exemple. Și în România sunt site-uri care românești, care publică review-uri de cărți. Și puneți link-uri către site-uri respective. Chiar dacă eu intru pe site-ul respectiv și el o să-mi zică, uite, cumpără de pe Amazon sau cumpără de pe librărie.net sau altceva. Voi ar trebui să să aveți suficient de multă încredere că oamenii se vor întoarce la site-ul vostru încât să vă ziceți, uite, du-te acolo și citește despre carte în locul A, B, C. Oamenii oricum fac asta, oricum se duc și caută mai multe surse, dar voi îi ajutați. Voi deveniți în felul ăsta un hub de informații și zic, uite, vreau să citesc despre cartea asta. A, mă duc la LibMag, că acolo știu sigur că o să găsesc toate link-urile. Și link-ul către Amazon, și link-ul către Goodreads, și link-ul către site-ul românești de review-uri de cărți. Și o să citesc, dacă am o carte, știu sigur că o să găsesc toate review-urile. Și dacă faceți efortul ăsta, voi să deveniți un hub de informații. E suficient să intru pe LibMag. Și o să-mi intre în cap că atunci când intru pe LibMag, mă duc la o carte și văd toate review-urile. Unele sunt în engleză, unele în română. E o struță cămilă acolo, dar merită să faceți efortul acesta. Bun. Sunt unele cărți care, chiar dacă voi precizați aici dimensiunea cărților, nu se vede. Deci eu nu știu în cartea asta dacă e scrisă cu fonturi mari sau mici sau cât de ușor îmi este de citit. M-ar ajuta dacă ați face măcar o fotografie cu o pagină a cărții, să văd cât de mare este dimensiunea fontului. Bun. Acesta este ultimul sfat pe care vreau să-l înregistrez video și zice așa. M-aș aștepta de la voi să aveți mai multe recomandări editoriale. Secțiunea asta de aici este, din ce am văzut, singurul loc și apare random, e cumva aleatorie, singurul loc în care recomandați voi ceva în site. Nu aveți nici blog, nici canal de YouTube, nici pe rețele sociale nu puneți recomandări. Aici recomandați 4 cărți. E foarte puțin. Mă aștept ca la un site / librărie să primesc, să-mi sugereze cât mai multe cărți de genul acesta. Și cam asta e. În principiu site-ul îmi place, e frumos, e util, dar mă aștept de la voi mai multe recomandări editoriale. Spor!